Bună ziua tuturor și bine ați revenit pe canalul meu Luminița Tarot. Voi face oroscopul zilei pentru Zodia Taur. Haideți să vedem Zodia Taur. Astăzi văd o neînțelegere, să spunem așa, un contrast, o discuție contradictorie, să spunem așa, și va fi, din păcate, o dividere, o separare, o despărțire din cauza acestei discuții și vă va duce la singurătate, vă va duce la... E ca și cum veți fi mai nostalgici, mai singuratici, da? Mai îngândurați. Veți fi mai mult, veți reflecta asupra acestei discuții, asupra acestei despărțiri. Aici văd că sunt și anumite secrete la mijloc sau anumită, e nevoie de putere, e nevoie de luptă, da? Pentru că aveți grijă la amenzi, aveți grijă la lucruri la contrarietăți, da? La bariere, adică veți avea parte de anumite bariere astăzi și de nevoie ca dumneavoastră să luptați și să aveți forță, Zodia Taur. Dar nu răspundeți la provocări și la sfide. Încercați să evitați orice discuție. Dacă vedeți că ceva va veni, o discuție sau un contrast, încercați, o neînțelegere, încercați să stați cât mai departe posibil astăzi, da? Haideți să vedem și Îngerul Gabriele. Ascultă doar iubirea, nu permite fricii să te distragă de la misiunea ta divină, da? Zodia Taur. Nu ascultați certurile altor persoane, discuțiile, frustrările altor persoane, nu le băgați în seamă. Luptele sau contrarietățile astea, sunt anumite persoane frustrate, vor fi în jurul dumneavoastră sau veți auzi sau vor încerca să vă sfideze. Încercați să vedeți doar iubirea, să ascultați doar iubirea, să nu dați voie nimănui să vă distragă de la cursul vieții dumneavoastră, da? De zi cu zi. Sper că am putut să vă ajut și vă doresc o zi cât mai plăcută, o duminică plăcută să aveți. Numai bine, la revedere!